Studioul literar artistic Orfeu prezintă emisiunea Igor Vieru in memoriam. Episodul 2. Vă amintim, stimați ascultători, că acest radioserial a fost pregătit cu concursul scriitorului Vladimir Beșleagă. Dar, înainte de a derula banda cu celelalte două novele, rostite la microfon de regretatul maestru, așa cum v-am promis în emisiunea precedentă, am vrea să punem în atenția dumneavoastră un eseu de Ion Gheorghiță, un alt împătimit al cuvântului și al frumosului, trecut de curând în neființă. Un eseu ce se păstrează în fonoteca de aur și din care desprindem cu ușurință momentul simbiotic din viața și din creația lui Igor Vieru, artist ce a știut atât de fericit să sincronizeze și să armonizeze culoarea și cuvântul într-o imagine, într-un tablou, într-un desen. Derulăm banda. Statornicită în dimensiuni care depășesc o înțelegere cu umbre de prejudecăți conservatoare, arta lui Igor Vieru este aceea a unui înfiorat perseverent în fața naturii și a omului, atunci când și natura și omul și-au dezvăluit constant adevărul, plenitudinea și onestitatea. Ea afirmă prezența senină a pictorului printre lucruri și fenomene orânduite de priceperea și sensibilitatea sufletului său și care în fața noastră apar ca niște ecouri vizuale și emotive ce pornesc dintr-un suflet generos, vibrant, inimos. Prestigiul pictorului este susținut nu numai de darul înnăscut de a transpune în imagini cromatice viața și realitățile ei, de a sintetiza și de a da valoare eternă unor lucruri obișnuite. Prestigiul său constă în atitudine activă față de moștenirea artistică a poporului nostru, față de tradiție folclorică. În cazul artei lui Igor Vieru, folclorul nu este un element mimat, o latură decorativă neasimilată, ci baza reală a tuturor manifestărilor sale artistice. Acest fapt îi definește artei sale valori permanente. Este greu de delimitat perioada în care Igor Vieru a început să profeseze grafica. Debutul editorial, susținut mai intens începând cu anii 60, nu vom considera decât ceea ce este el, debut editorial. De ce? În arhiva personală a pictorului am descoperit o suită întreagă de desene, în tuș și în creion, care țin de începuturile activității sale și care precedează multe picturi. Ele au de cele mai multe ori un caracter autonom și pot fi oricând expuse ca lucrări de sine stătătoare. Mai mult, în activitatea sa multilaterală, care se răsfrântă aproape asupra tuturor genurilor de pictură și de grafică, desenul, ilustrația de carte și grafica aplicată s-au dezvoltat aproape întotdeauna paralel cu pictura, atâta doar că poate nu întotdeauna la fel de omogen. Examinând azi compartimentul de pictură, identificăm ușor în acest domeniu, mai ales în linie de contur a chipurilor și a obiectelor, desenul care servește reazim picturii, fiind unealtă docelă și deci banală a ei. În cazul graficei lui Igor Vieru, desenul se scutură de aceste legi rigide ale sale. De atâta mai întâi desenul și apoi grafica de carte și cea de șevalet își va câștiga, prin felul cum este mânuit, independență formală și valoare autonomă. Și poate tot de atâta că mânuia la perfecție uneltele desenului, Igor Vieru a fost solicitat de editorile noastre să-și dea concursul ca ilustrator. Un pictor dotat, plus receptivitatea sa la textul literar, Igor Vieru a încercat și să scrie și chiar a și publicat câteva schițe, dar noi le vom trece în zona păcatelor tinereței, el nu putea să treacă neobservat de editurile noastre, străduința cărora dintotdeauna a fost să convingă pe cititori de necesitate frumuseții și de aspectul estetic al cărții, din năzuința lor să ofere cititorilor cărți cât mai atrăgătoare prin înfățișarea lor exterioară.
Goethe spunea undeva că partea cea mai bună a unei literaturi este cea intraductibilă. Lev Tolstoi, când scria, traducea simultan fraza în toate limbile pe câte le poseda și dacă în vreo limbă nu găsea corespondențe, schimba fraza. Asta, bineînțeles, pe motivul conștiinței sale artistice. Marele Tolstoi își dădea seama, chiar în momentul când scria, că scrisul său va deveni un bun al lumii, ceea ce a și devenit. Dar, probabil, Goethe avea în vedere în primul rând poezia. Oricum, pictorul, când procedează la ilustrarea unei bucăți literare, trebuie să țină cont de această parte intraductibilă a textului sub un alt aspect, cel al tălmăcirii grafice. Ilustrația de carte, atunci când pur și simplu ilustrează carte, este considerată drept o anexă la textul literar. Uneori e nevoie și de astfel de anexe, așa că nu vizăm nereușitele, ci pur și simplu pledăm pentru ilustrația care îi interpretează textul literar, îl tălmăcește, îi descoperă partea intraductibilă, îl continuă în imagini sugestive și astfel completându-l. Începuturile lui Igor Vieru ca ilustrator sunt cam sfielnice. Câteva cărți ilustrate de el, Drâmba, de Mihail German, Rița frumoasă pădurei de Vasiliuc, Am florit grădina, colectiv de autori, ambele datând din 1961, Din moși strămoși de Mălărciuc, în colaborare cu Hamuraru, sunt mai degrabă niște probe, niște debuiri, deși vom atesta și în ele priceperea pictorului de a plasa desenul în pagină, de a umplea albul peren cu câteva imagini, mai ales în Drâmba, care îl edifică, îl consacră ca exponent care înțelege textul. Mai evoluate ne par ilustrațiile la carte din Moși strămoși și la povești și momente și schițe de Ion Luca Caragiale, unde desenele se integrează atmosferei, liniile care conturează chipurile cu precizie de un baroc pronunțat redau volume și proporții aflate în contradicție plană și figurativă, simbolurile eroice au învădit substrat realist. Aceste exerciții de antrenament plătesc în bună parte tribut unei concepții generale care domina în acei ani ilustrația de carte și care se mai afla la noi în faza de pregătire, fiind încă la înțelegerea că pictorul trebuie să rămână fidel textului, adică să reproducă întocmai imaginea textului literar. În limba noastră, de Alexei Mateievici, obiectul ilustrației este conținutul, fondul de idei, textul fiind asimilat de ilustrator în dinamica contururilor, în aplicarea savantă a culorilor, în regia lor care creează atmosfera, structurând în imagini calitățile magistrale ale acestei perle cu adevărat a literaturii noastre. Imaginea plastică, elaborată de data aceasta, se dezvoltă odată cu textul literar, pe o linie ascendentă, realizând până la urmă un miracol, împlinindu-l. Fluxul năvalnic al sufletului pictorului intervine aici mai activ. Afinitățile dintre textul poeziei și ilustrație denotă cu precădere priceperea pictorului de a pune anumite accente, de a scoate la iveală anumite laturi ale poeziei, subliniind grav sensurile ei grave. Trăsături care corespund fondului său afectiv artistic, care îi solicită imaginația prolifică să exprime marele elanuri, mândria, demnitatea și dragostea pentru limba noastră ca un șerag de piatră rară. Cartea, la ediția din 1963 ne referim, începe cu chipul unei neveste de pe copertă, executat cu dezinvoltură, care e adâncită în lectura unei cărți și se încheie cu chipul unei mame ce își leagănă copilul, adormindu-l cu un cântec rostit în limba pe care o însuflă pruncului, odată cu laptele matern, ce îl dă ca să crească flăcău voinic, asemin celui zugrăvit de pictor în planșa a doua, mândru și spătos, grav și senin, haiduc în toată legea, gata oricând să sară în ajutor dacă această moștenire va fi nedreptățită. Limba noastră este un dar al pământului, vrea să comunice planșa următoare.
dar simbolizat de o fată care aduce cu un ulcior apă proaspăt de la izvor, mergând semeață prin hol de fără capăt, și un dar al sufletului, fără de prihană, simbolizat de doi tineri ce se au dragi, flăcăul cântându-i iubitei sale la fluier, iar ea scrutând visătoare adâncurile cerești. Aceste cinci imagini cheie sunt legate între ele prin câteva frontispicii care localizează vizual succesiunea textului, servind drept punct de trecere de la un subiect la altul. Procedeul, care întrunește noile cuceriri ale artistului plastic cu însușiri mai vechi, monumentalitatea chipurilor și coloritul suculent, nu va fi abandonat de pictor. El va fi reluat în abecedar, desfășurat mai plenar, taina talentului său, care reiese nu numai din stăruință depusă de-a lungul anilor, ci și din evoluția gândirii sale artistice. Dar cel mai statornic și mai deplin, talentul său de ilustrator și-a găsit împlinirea, relativ la tălmăcirea grafică a unui autor, în ilustrarea operei eminescene. Prima datează din 1965 și poartă titlul Poezii. Prin formatul ei, se impune ca un mesaj de recunoștință demn de scrisul său. Stilul ilustratorului, esențializat la maximum, restituie în imagini robuste mesajul de idei al poeziei clasice eminescene. Pictorul recompune crâmpei cu crâmpei universul eminescean în jurul unor axe fundamentale: raportul dintre om și societate bazată pe exploatare, raportul dintre om și virtuțile sale morale și etice, raportul dintre om și natură. Poezia lui Eminescu crește astfel în interpretări cromatice, căpătând o intensitate ce izvorăște din virtuți alese. Fiecare ilustrație este o compoziție de sine stătătoare. Contururile apăsate, culorile aplicate magistral, rigiditatea chenarelor pornesc din conștiința artistului că impetuozitatea temperamentului său, dacă nu ar fi oprită la timp, ar putea să strămute echilibrul clasic al poeziei eminescene, să spargă orice tipare și să se avânte dincolo de ele. În felul acesta, Igor Vieru a reușit să concentreze clipele de vârf ale poeziilor, sporind de expresivitatea chipurilor, a scenelor, starea de melancolie, de gravă meditație sau de lirism impresionant. Și acum, reluând un fragment din eseul scriitorului Vladimir Deșteagă, prezentat în prima emisiune, difuzăm episodul 2 al radioserialului. Țin să menționez că episoadele ce le-am selectat din întreaga fonogramă, cu o durată de vreo 4 ore, reprezintă anumite nuclee novelistice și reflectă nu numai întâmplări sau evocări sui generis ale artistului, fie din copilăria sau adolescența sa, ultima poartă de dată recentă, ci deschid pentru un eventual biograf posibilități interesante de reconstituire și înțelegere a firii și formării copilului ca artist. Pentru mine însă, și sunt convins că și pentru alții care l-au cunoscut personal, aceste așa zise patru nuvele orale, la o audiere sau lectură atentă, descoper fără nicio îndoială pe lângă Igor Vieru, maestru al culorilor, pe Igor Vieru, artist al cuvântului. Igor a simțit, a iubit și a ținut la cuvântul matern ca mulți dintre noi, dar ca puțini a știut să-l onoreze prin rostire și scris. Era dintre puținii la noi, în vitregile condiții lingvistice și nu numai la noi, care poseda pe lângă harul artistic și pe cel al cuvântului. În zilele petrecute împreună mi-a arătat ca unui prozator ce sunt, dacă sunt, un caiet cu povestiri, schițate, ori poate finisate, nu știu, din care am înțeles că ar fi vrut să publice. Ca un omagiu adus memoriei marelui artist, care a fost și rămâne Igor Vieru, propun atenției dumneavoastră aceste patru minunate nuvele confesiuni. Nuvelete amintiri
așa cum le-a rostit însuși autorul lor. Prima, creionul tatei. A doua, două mari descoperiri, sticlofonul și filmul. A treia, Sonca. Și a patra, poarta. Igor Vieru, In Memoriam. Da, acum după 4 ani și jumătate de la acea memorabilă întâlnire și după aproape 4 ani de la trecerea neființa lui Igor, s-a stins din viață ca o lumânare care părea că o s-o ardă mereu, s-a stins în pragul verii următoare. Acum când stau și mi-amintesc vara aceea, vorba noastră sinceră ca între doi vechi prieteni care aveam atâtea a ne reaminti, a ne spune unul altuia, acum înțeleg și îmi dau seama că bine am făcut, că mai mult am ascultat decât am vorbit, că am reușit să înregistrez pe bandă cele mai frumoase episoade. Iar atunci, când am fost prădat de mi s-au furat acele casete, am avut norocul mulțumită unor oameni de omenie să le recuperez, o parte printre care erau și cele cu vocea lui Igor. Cum să rânduiesc lucrurile pe lumea asta? Cum nu putem cunoaște niciodată dinainte cele ce ne așteaptă în zilele ce urmează? Boala și pierderea mea? Zguduitorul tablou Vânturi Basarabene? Întâlnirea cu Igor în ultimul lui an de viață? Inspiratele lui istorisiri și amintiri pe care eu am avut fericita idee de a le înregistra? Furtul și reîntoarcerea casetelor? Unele au dispărut fără urme? O, cum să rânduiesc lucrurile pe lumea asta? Cum nu putem ști niciodată dinainte ceea ce ne așteaptă? Am fost răscolit până în adâncul sufletului, când la funeraliile artistului, care au avut loc în sala în care fusese expuse cele mai valoroase pânze, Igor lucra în ultimele lui zile de viață la cea mai mare expoziție a sa. Am trăit negrăita durerea pierderii omului și maestrului Vieru, dar am fost impresionat văzând că drept emblema expoziției sale, ultima de care n-a avut parte să se bucure, din mijlocul căreia l-am condus pe ultimul drum, emblema acelei expoziții era la dorința lui tablouri Vânturi Basarabene. Ceva care fusese o moară de vânt, bârne vechi, înnegrite de ploi și vânturi, prin pereții de altădată se căsca golul din toate părțile. Atunci am avut pentru prima dată ideea de a reprezenta publicului larg momente din cele ce am vorbit noi în vara lui 87, înregistrări care prin minune s-au păstrat, dar m-am pomenit copleșit de nevoi și griji multe și mai mari și mai mărunte și iată, abia acum vin cu ele o parte numai în fața domniilor voastre. În minutele ce urmează, veți audia deci novelele Șonca și Poarta. Le dea până firul la microfon însuși Igor Vieru. Din partea noastră, vă urăm audiție plăcută și cerem scuze pentru condiția tehnică nesatisfăcătoare a imprimării. Dar în cazul dat, probabil, veți fi de acord cu noi, importă momentul valoric și mai puțin cel tehnic. Așadar, Igor Vieru, Șonca. Șonca. Păi n-am auzit în satul vostru. Azi e botezată, tata meu botezată pe vizat. Și e Șonca. Păi pe cât mi-aduc aminte, m-am născut, cred că odată cu dânsa. Eu când m-am născut, era de acum Șonca, de acum care trăge și nu la Pluș, la Căruț. Era scundă, crupa și așa grăsuță toată vremea, până ultima clipă știu că așa era, grăsuță frumoasă cu pată frumoasă albă, breadă, așa. Și blândă mi-e mai pomnit așa cum era blând și foarte bine. Dar eu eram mic, atât de mic, în fundul grădinii pe aici, ea, era cred fundul grădinii, mă jucam în curpile cartofi. Eu ieșit din camera scapată
și zburda. Și-o dat peste mine și m-a călcat pe pânzii. Eu m-am răsturnat și m-a călcat aici. Și ea nu a mai călcat. Dar eu de frică m-am apucat de ciorul ei. Și ea zbora, mi-a zis între cioare cu ciorchinele. Dar nu te-a călcat, Sofie? Nu. Și cu ciorchinele, ținând pe mine așa cu ciorul. Cu s-a oprit și după aceea. Ai mei părinți, a zis părinți. Dar eu speriat că nici nu aveam cum să mă mai sperie de acum. Eram în cauză. Și nu știam ce asta vor trebuie să mă sperie și eram primit. Dar țin minte, fiindcă lucrurile de mare zgâduiri. Da. Apoi întotdeauna da. Ele se imprimă și nu se mai șterg niciodată. Mi-aduc aminte că avea lângă dânsa o coperete. Dar era pare de numă prea o țin minte, atâta țin minte că era iarnă. Iarnă, frieți înghețate, printre geamuri, m-am uitat în drum și văd eu cine. Și din sania noastră, cu Sonica și cu Iapa ceilaltă, la care era nici o mulțumit de cap. Gheață și s-a târnat, de la chișița asta, cum se spunea, numai de un cil de chele. Și de eu că n-am văzut. Ei, și acum eu când am cam de chisuri, face pielea găină. După ce eu mai trăit Iapa, așa-i? Nu. N-am mai văzut. Atâta știu că pe cele vreme era cimitirii de cai. Și aveau un gard făcut din sâmbă înghimpată, poate mai bun ca acel gard care îl avem la cimitirul oamenilor. Oamenii aveau, mi-aduc aminte că sunt la oră fie vită sau ceva, și mi-aduc aminte că odată trecând, că avea drumul nostru, era pus într-un sutări într-un loc mai găsit, și tot ducem la munca câmpul cu căruța, și vedem că o femeie care bușea supra mormântului. Zici tu, a unii vitii sau a unii cal sau ceva. A unii bărbuțe. Eu mă gândesc și acum, înțelegi tu că... E mormântat în toată rețetă? Da, mormântat, vreo apă, că așa era legi, nu se facă infecție, zici tu. Dar acum, sărmane care n-au cimitir în zvitele, că cum îi mâncă înainte de a să nască. Așa. Și vă închipiți un om care avea o bărbuță să-i murie. Stai, băi, vorbesc, da, povestesc, parcă e vorba. Am intervenția. Sunt gază de-am crescut mai mare. Era în întrecută la alergări. Când începem copiii noi cu cai la păscut, sâmbăta, și mai puneau câte un șumuiac de snop de grâu pe o prăjină de la adus în păduri, că dădeau foc și lumina jumătate de câmpii, știi? Dar de ce pentru ce așa? Așa, de spectacol. Caia l-a făscut? Da, caia l-a făscut. Și dimineața de acum caia l-a scaldat. Și atunci se încălica fiecare pe cal, eu mă încălicam pe sonca mea, dar fără căpăs, fără nimic, nici nu mă țin nici de păr, ca tatarul, știi așa. Mâinile și cu picioare într-o parte, adică când văd eu chiuitură, ea ieșea înaintea tuturor calului, erau celor noși, mari, lungi, înalți, îi întrece pe toți. Ba m-am mai sculam încă cu echilibristic și în picioare, deja, fără mă țin. Mă, din când în când, mă atingeam cu tălpele de spinare ei. Da. Și mă ducea tot înainte. Atât ea conștiincioasă în spiritul cu stăpânul ca. Cunoștea părinții. Ea înțelegea că ești copil, să-și avea grijă de tine. A, păi, înțelegi tu, că eu, când o iubeam așa de mult, că mă gândeam că eu sunt fișorul iepi. Mă frumos fișorul iepi. A, poveste cea frumoasă! Da, așa îmi place nebunța. Ce se întâmplă? Eu trec, am multe detalii, prea multe. Iată odată, mă teme din mine mama mea să aduc, fusese ziua și-a cosit, că detalii treceau și acolo era, vedea și cosăie. Și eu mă duceam și încărcam cu iarbă spre sară, încă spre pădurea Hărăzii, spre Zicnic, la și doi pietrele mea. Și mă duceam și încărcam de acolo în căruța cu iarbă. Ei, că se putea încărca așa, dar iarba fiind verde, era o greutate. Da. A pe urmă eu, care nu știam chiar așa a dus cai, chiar era. Făceau cai cam și vreau. Și am mers, noi de-am iază s-o rupt, nu mai era iază.
trecerea nu mai era pe izitură, dar ne-am, după izitură, și trece printr-un vad micus, o râpă. Gluod, da, acolo era? Da, era glod, da, și ajung cu dâns acolo. Mm, și v-ați înglodat? Nu, da, și, dar nu cu înglodat, că era toate căruța merge. Era un vad așa, mic. Și cai și roțul Znaidi s-au blocat în malul islalt. Și să zice sus, nu. Eu mă furi. Și încep eu. E, să strâng la dânsă. Să iau cu ghișușa, să bat, să zic, băi, stai, dar oameni mari, eu și mă întorc și cu bat cu nerișca. Eu m-am început eu să mă maturizez. Să fac pe un mare. Uitați-vă, eu sunt fișorul mie. Încep să bat în dânsă. Și când am văzut eu că nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. Ia-mă, mă venea, era simțit soarele, spre orizont, cărăbușul zburau ca niște bulgări de aur, contra soarele, era lumini, părți iau. Și m-a furat spectacolul ăsta. Și măi, mi-aduc aminte, cum detalii ăsta, mi-aduc aminte, parcă nu le zic. Și eu mi-aduc aminte că am oftat și mă iar, de acum a trecut la alt sentiment, ca că face noapte. Să le pizi, chiar după poate la cai întâi, că sunt mai mari, zic, să mergi mai mult, zic, nu știu cum, zic, iau să fie ochi. Și am, m-am pus să plâng. Și am zis, plâng, dar m-am pus în fața lor pe imaș, unde tot era imaș, m-am pus în iar. De ieșa de acolo și cu roțile astea din căruț, de acum băgate acolo. În mal. Da, în mal. După ce am bătut eu, așa, după ce am făcut, tot. Șezând eu și pe mine așa, numai și că aud clic, clic și sună pe acolo ceilalte pați ca însuma fixa, ce era slăbănoane. Scot căruța. Singur. Am scos-o și s-a oprit. Și-a făcut. Oftat. Iată. Dar eu m-am scolat. Și m-am dus, zice, să plâng. Și-o pupam, pe ochi, cu tare. Și zicem că parcă era ceva de la Tolstoi, se trimite de slav, de psiete, întâi după ce ușiți, luăm încă plângeam. Și vă zic că mi s-a părut o minune, mi s-a părut că, într-adevăr, asta e mama mea care mă înțelege. Ca copil, mă unificasem cu ea, credeam că ea să sunt eu și mai mult nimic. Ne urgăm la vârful dealului, 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 pe imaș, până ajunge vârful dealului, întâi văd, apar de mult strâng telegraf, strâng semnal, cam așa să văd de acum vârful primul topor, top de la Isar, trebuie să apar primul hojagor. Dar era de acum da, dar eu întotdeauna, etapele astea, când mă vineam, le urmăream cum crește stâlpul la orizont, crește, eu mă urcam, crește, pe urmă, apar de mult vârf, știi? Sunt minte azi apă și acum văd în fața ochilor. Și am ajuns acasă. Și ea ca moș Andrei Uloieru, care cu iepuri tot, venit. Zice, mai anică, măi, dar care apa asta voastră, dar mai bătrână, măi? Gândiți-o, măi, dar și voi să țineți mâna pierii. Îți luau un ban, măi. Tu ăla era moșul vinde-o și cumpăra alți cal mai tânăr. Mame, tot nu puteai dacă aproape și e crescusă cu calul ăsta, că era de 25 de ani de acum. Bătrână, bătrână. Și tot gras, tot așa frumoasă. Înțeleam. Da, și tot așa frumoasă. Și mame, ascultând, fiindcă gospodară, și trebuie să judeci. Și mame, fiind de cât vădăvă, făcut ce-a învățat-o moșul. Și s-a dus într-o zilă rămără, într-o lună, și de face poala și arată bani de acasă. Am plâns, stres, mame, au plâns. Pe urmă, mame a umblat să cumpere alt cap. S-a dus în iară într-o lună, în Maroc, și mama mea vine plângând. Dar ce, mama? M-am dus și am văzut pe Sonica. La ce? La străin. Și când am văzut-o, m-am chemat să nu mă vadă și am fugit de el, mă rog, și am uitat acasă.
Nu mai turguit nimic. Da, și eu am nu, el a venit la iarcă. Nu, mânca, mânca la căruță. Iaca. E, asta așa, povestit. Haideți, nu, multe am lucruri de astea veridice din copilărie mea, care au contribuit la educația mea sentimentală. Așa e. Că nu mai sentimentală, umană. Umană, da. Păi, dar cum se poate? Umanismul fără sentimental, fără sentimental, nu poate exista. Că un canibal uman nu poate fi. Da, așa e. Așa e. Poarta. Ce se întâmpla? Era aici o iarnă mare, m-am întâmplat eu pe aici cu băiatul meu și a început tăierea pădurii. Dar nu așa, pe un cap. Care pădure? Cui pădure? Pădurea asta, răgină, noi avem iază și frumos. Pădure frumoasă? Mai decât, până nu treci, măcar să treci. Pădurea de amul și frumoasă, dacă o tăiet aproape. O să mânțar, deci e cum zici, groșcă, 2-3 oameni trebuie să pui cu cantă de cercirea. Ia ca așa tipul cel a fost. Asta mai de mult. Păi da, tipul cel care m-a zis, tipul Bernia, care o domnit la mod așa mult și s-a făcut multe prăpăstiri. El le trebuie lor trușcă pentru coniacul. Bandit. Și mă zic că toți lucrători la ocolo silnic, ingineri, tot așa, medici de păduri, să cumpărăm de sănătate. Spune, și ia întâlnirea dumneavoastră și să faci chestia asta. Nu trebuie să se taie, nu trebuie să se facă. Că mi pare rău că nu-i justificat tăierea asta, totală, știi așa, ca cu buldozer. Se face tăieri de sănătare, scurăți, se înlocuiești. Da, au făcut o pronire, știi, din păduri și au pus să niște acum știi, acum, pe niște tubi nu știu de plăfuri, știi, obispit, nu știu. Da, pădurile. Și eu m-am gândit atunci așa cu Dicu. Mai, și să rămâi amintit la pădurile astea. Hai să urim pădurile astea, îmi dăi nouă, trei sămânțari, doi pe dipărți, unul care pe deasupra, să facem noi o poartă. Și m-a dus Iana cu greu, cu tractoare, Italia din Zapare, am dus la Afganistan, Lenin, în Cocos, și am tăiat pe câțiva ani. Și după aceea, mi-am apucat și am făcut el. Eu l-am cipit-o cu mâna lui? Da, tot el a făcut și eu. Dar vrem poate cu un mister? Nu, nu, el a făcut. Și îți zic că când a început, am să ridic poarta, ridic un pilon, al doilea, și oamenii treceau pe acolo și uitau cu frumos, și-o plinit frumos, că am două părți. Îi crede că asta așa fiind. Ia ca frumos, ai frumos. Da. Nu numai asta. Când am pus așa deasupra, ne-am uitat ca un fel de știe, așa că m-ar fi frumos. Când am aflat că eu vreau să pun șporți, nu trebuie, că așa-i frumos. Da? Înțelegi tu? Și gust are poporul. Când adevărul așa, acel nu mai era, era ca o sculptură, ca un monument, știi, ce frumos. Când așa, în afară de asta, care știau, adică trei ori am mutat, unul se spun poarta mai încoace, unul spune sport, unul mai încoace, până vine unul și ne convinge. Oameni buni, după a treia doua pe deamă. Deci, cine a văzut poarta să nu știe în rând cu gardul? Deci era în afară? Mai era în loc, unde zicem, dacă poate cineva să zic cu mașina, stragă. Și atunci era ascuns, nu se vede. Știi, nu era nici la cale. El numai trebuia să fie văzut atunci numai că din față, dar nu știu când e lateral. E, după ce am ridicat tot, veneau fel de fel de mestre de ce bătrâni. Nu vreau să spun că apariția așa de acum era un moment când toți țăranii s-a întâmplat ceva.
că s-a zguduit șomerul că din Odesa, știi? Apare ceva nou care nu a fost niciodată și n-a visat. Dar nu a fost post așa? Nu a fost niciodată. Dacă era la pădure, apoi în părțile astea, încolo, spre munți? Altfel, după 10 ele joase, a făcut așa brăm, cum se spune. Dar nu, că n-au văzut în chestia asta. Treceau toți, uitau toți, au început niște oameni altfel, parcă când părăceau să mie. Ceva s-a transformat în psihologia lor. Când mă ești de oameni, gospodari și alții care tot ce zic eu, vineau ei să ne... Eu vedeam în viața de astea. Zic așa, spuneau cu jos, a? Se uita la dânsa, vineau unul. Dar unul chiar cinstit mă așteaptă. Eu te aștept mulți treci pe aici. Abia că nici eu nu mă duc de aici. Șed cu ce-ai făcut mie ta. Că ai făcut ceva care ați rămâie. Dar unul vine și zic, că asta de amândouă este poarta mea. Asta poarta tuturor. Zi mă, de pot să-i dau de acum? De acum ne-am pus să stăpânim toți pe dânsa. De-a mea era o mândrie colectivă, da. Înțelegi? Unul vine și spune, zice, apoi așa îl găsesc tot și zână lângă dânsa. De eu meditau lângă dânsa, știi? Așa ceva, că nu că nu-i tătă Moldavia, dar pe tătă este seara, nu ați găsit. Dar cine a făcut-o? Dico. Eu credeam, poate eu ajutat vreo miește din sat, deci că nu prea este... Nu, în sat nu prea, nu se obișnuiește poarta încolo, mai sus în scrivură da, sunt probleme, așa. Da, da. Așa nu. Eu în copilărie, am prins încă vreo câteva porți care au rămas chiar în centru satului, da. Până târziu. Dar erau așa, știi, cu streașină, așa cu șintrie la copilărie. Așa, tot în două ape și aici, cu stâlp, și atât. Da, asta e... Asculte, da, i-a ajut la porți și tot. Și da, m-am ajutat cu nimic, cu acolo, nimic. Am făcut tot eu, tot ce-am putut eu și cu transportul. Ca să-mi transporte mie, să zicem, niște șeraraie numai, de la brigadă până aici, când mă să duc în spate. Apoi, luau oameni cu 5 rubli alții. Adică, era așa și oameni. E câștigul lui, chiripirul lui. Da, autoritățile îi zicea. Cu nimic n-am intervenit măcar să mă ajute ceva. Ați audiat emisiunea Igor Vieru In Memoriam. Episodul 2. Al treilea episod al acestui radioserial îl veți putea asculta lunea viitoare, 3 februarie, la aceeași oră.